E 4 și 10 dimineața și eu astăzi trebuie să fiu șoferul lui Bisoi. La 7 mă trezesc. Am la dispoziție o oră, ca să fie 5, 2, 6, 3 ore la dispoziție să dorm și eu adorm foarte greu. Bă, m-au luat toate emoțiile. Eu acum am ajuns acasă. Da, am fost la niște tovarăși care au rămas fără baterie la mașină și abia acum am ajuns acasă. Și astăzi e o zi mare, pentru că din toată viața mea mi-am dorit să conduc o mașină care face pa 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 pa. Știți cum face mașina lui Bisoi? Hai să vedem cum o să meargă ziua de azi. Abonați-vă și apăsați pe butonul de like neapărat, pentru că am un scop. Vreau să-l întrec pe Cycle la abonați. Nu știu dacă o să reușesc asta până se termină anul, dar hai să ne unim forțele. Mamă, ca pe TikTok am zis-o. Și hai să vedem ce reușim să facem. Da, l-am sunat pe Bisoi. Ora am dormit. Și ar trebui să vorbesc mai încet că cred că vecinii mei încă nu s-au trezit. Mergem să luăm și noi ceva bun de la Lidl să mâncăm de dimineață, pentru că e un frigider, dacă vă arăt, foame, prăpăd și nevoie, ești prost. Hai să vă și arăt. Să ziceți că vă minte fratele. Na, frate meu, mâncă tu, alea-s vechi de 2 săptămâni. Mascarpone și cred că am 2 oaie și niște usturoi. Dacă mă chinui un pic, fac o masă. No, mergem și noi, luăm ceva de mâncare și ne vedem cu The Big Boss. Mergi că dacă întârzi la el îmi dă un capac. Dar mi-e foame, tată. Asta conducem noi astăzi. Bă, ăsta de când s-a mutat în cartier, visul meu? Nu, nu de când s-a mutat în cartier. Da, când și-au pus evacuare, păi visul meu e să conduc sau să-i dau și o talpă de-aia. Grpau, știți cu voi cum face. Ok, a fost un pic cringe. Mă rog, îl așteptăm pe Bisoi și vedem ce facem. Îmi bag piciorul, că la asta nu mă așteptam. Stai să văd dacă pot să filmez. Mă, unde-i jumătate de volan? Stai să vă arăt. E zis că știu să o conduc. Dar eu știu să conduc cu volanul întreg. Asta are jumate. Este un aspect pe care nu mi l-a spus. Ia uite ce zâmbet ce a pus pe buze. Bă, tu când aveai de gând să-mi spui că mașina are jumate de volan? Ești pregătit să conduci? Da. Chiar sunt. Oh, stai, stai, să oprim pe vlog măcar. Dacă ce? Dacă pognești mașina. Așa? Nu se întâmplă nimic, că eu te-am pus la volan. Am scăpat. Stai să-i dau, numai grpa, pau, da, le-ai dau. Iar un pic. Mulțumesc. Mamă, ce jos stai, incesar. Unde pun asta? Aici. Acum. Stau de mai tare robică decât ea. Mamă, stai ce-i dau. A, și v-am zis că are jumătate de volan, stați să vă și arăt. Opa. N-am volan. Că eu de aici îl conduc, nu de aici. Acum ce fac? Gata, am ajuns la spălătorie. O băgăm pe jegoasă la spălat. Bă, foarte dubios sentimentul să conduci mașina asta. Nu știu dacă ați avut vreodată bicicletă de aia cu coarne la ghidon. Așa mă simt, e un obicei mai vechi, dar e tare. Sper doar să nu scap volanul într-o curbă, că n-am de ce să-l prind și n-am gust să-l pun lat. Nu mai facem, pe drumul public ce nu facem. De-abia așteptam să conduc mașina asta cu cauciucurile ude. Da, vezi că sunt și de iarnă. Da, mă, păi. Dar n-am mai fost coasă efectiv din Cosmopolis de 7 luni aproape. Păi ce șterg? Glumesc. Gata, ne oprim, alimentăm. Tu faci plinul? Nu șoferul face o plină? Ba da, frate. Eu uite, stați așa să vă arăt cu cădea standard, să vă arăt cu coarnele alea de bicicletă de care ziceam. Au, uite cum o țin. E calm motorul oare acum? Nu. Mai târziu un vlog îi dau cu bubuială. Ai, dai. Nu-i dau, mă? Tata, vreau și o full-ul, te rog, de 95. Că e softul făcut pe 95, nu că sunt eu zgârcit. Pac, pac. Pe acolo. Pac, da. Uite-o. Deci acum are range 50, cât crezi că să aibă cu full-ul? Bă, 400. Da? Da. Doamne, uitați-vă ce n-a niciodată! Ce motorină? Nu full! Cum ai făcut bere? Doamne, ferească Dumnezeu! Mă, băiatule! Bun, eu zic că la bani intră, deci 400 range, da. Hai 450 și la bani 3.200.000. Cum ți simte 3.200.000? Păi n-are rezervorul mic? Nu, l-are de vreo 60 de litri, cred. 6 ori 7... 40. 40. Și mai are, deci... 400 de lei. 7 lei, cât e motorina? 13. Era 9 lei când aveam permis. Da, doar acela când am făcut 10, că au dat ăștia noi. 320. N-am fost așa. Că vreau să văd cât range are. Are 555, nu, că scrie. Da. Nu știu cum s-a părut, dar nu-mi pasă pentru că conduc mașina visurilor mele și nu vreau să zic asta, că o zic că Bisoi calde, calde, nu-i dăm calde, da? Să nu-l facem foarte fericit. Bă, dar e tare E92 ăsta. E efectiv dream car și îmi doresc atât de mult să ajung o dată pe partea unde pot să-i dau, că vreau să-l aud cum face poc, 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 poc. E visul meu și mă uit încolo în continuu că-l văd că vine, ia. Mergem cu limita legală, da? Mă rog, acum chiar mai încet. 100, limita e 130. Ascultăm 5 Gang într-un șesar cu țavă goală. Bă, robi, că spargi motorul așa, copilul mătii. Cum adică? Auzi. Doamne. Nu. Auzi? Deci, fiat, de acum încolo ai voie să accelerezi 50% maxim. Să n-ai mai dat blană p***a dintr-o dată. Nu ai dat blană. Că a venit cu zile țin pungă. Gata, nu-i mai dau.
Mai faci 52 de minute. Bă, tu chiar nu glumeai că mergem în Câmpul Lung. Nu. Eu chiar cream că glumești. Nu. Dar o să zic off camera. De ce mi-a? Dar nici nu zic, bă. De ce să zic? Like au dat? Bă, n-au dat. N-au dat. N-au am înțeles. Comentarii au dat? N-au dat. Au dat, bă, p***a. Subscribe au dat, iată ce râde. Subscribe au dat? N-au dat. Păi și ce faci, Robi? Că conduci așa, stai cam... Stai cam... Le-am zis, bă, le-am zis că vreau să-l iau pe Saic la abonați. Așa ce Saic, mă? Vreau să fac mai mulți abonați decât Saic. Ce nu? Capacul la baterie. Și nu se abonează. Să-l iei pe Shelly, nu pe Saic. Mă sună oameni. Păi dacă m-a depășitat din ea. Cât Bisoi face toate actele alea de trebuie să le facă el cu mașina, eu am venit la mașina pe care o are el. Să știți că ce se întâmplă în vlogul ăsta nu e ilegal, adică că mergem cu mașina asta nu e ilegal, pentru că mi-a zis Bisoi și nu știu câți dintre voi ați fost atenți, zic asta și precizez asta ca să evit comentariile cu bă, faci chestii ilegale și ești conștient de ele și așa mai departe. Nu, pentru că mașina are programare la RAR, ok? Deci e totul legal, se întâmplă totul legal. Dar sincer să fiu, cam aștept de jumătate de oră, m-am și întâlnit cu fratele lui să iau ceva de verință. În portbagaj încă are pizzele alea pe care trebuie să le livrăm. Mi-a zis că trebuie să mergem și la Câmpul Lung. Bă, omul meu chiar profită de faptul că sunt șofer, dar bă, m-am băgat în asta și nu pot să zic că nu-mi place să conduc mașina asta. Bă, e atât de frumos, este dream car-ul meu. E92-ul ăsta. Glumesc, seria 6-le. E o mașină foarte frumoasă, motor 3000, benzină, face poc 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 poc. Are jumătate de volan, are faruri galbene. E tare rău de tot. Gata, am stat, avem actele. Necesare ca Bisoi să-și ia în evidență mașina și ai învățat de scoată. Ai... Am fost atent la ce ziceam doamna aia. La dreapta să iau în evidență și pe stânga să o scoți. Dar unde-i gangul? Ăla-i gangul, acolo, dar... Nu, am mers tot ce am scot. De obicei făceau părinții chestia asta. Da! Mulți dintre voi mi-ați zis și mă rog, ați crezut că eu sunt șoferul lui Shelly de fapt. Ei, eu văd că aici parcă începe să se bage râcă. La modul că Gami, șoferul lui Shelly, bam, Bisoi supărat. Acum Bisoi m-a luat pe mine, Gami supărat. Ne cam semănăm, doar că el parcă un pic mai frumos. Gata, unde mergem? La Câmpul Lung. Mergem la Câmpul Lung. Da, și mă plâng la benzinărie că mă fac pe mine rău tot, mă tot. Gata, plecăm. Bun, îl așteptăm pe Bisoi, a plecat acum să își lase adeverința. Bă, îmi pare rău, mi s-a stricat părul pentru că am ieșit ba în ploaie, ba în vânt, ba în toate astea. Sincer, toată experiența de azi m-a învățat că trebuie să muncesc mai mult, cu o intensitate mai mare, ca să obțin ceea ce îmi doresc, pentru că, bă, nu știu cum să vă zic, dar să conduci mașina asta e pură plăcere. Uite că vine și Ferrari-ul acolo. Fac frumos. Nu știu, e efectiv, bă, cred că v-am înnebunit, dar e dream car. Iubesc mașina asta, iubesc cum se aude. De tras, trage, se aude, se aude. Arată într-un mare fel. Efectiv, asta văd eu. E superb și îmi doresc și o să o am mai încolo. Nu acum, că nu-i momentul acum, dar mai încolo 100% o să o am. Salut! Bă, mi-e foarte somn, am dormit 2 ore, cred, și se începe să se simt oboseala și nu e ok. O să mai ies pe la aer să-mi revin și așa, dar hai să vedem ce task-urile mai dă Petruț de făcut. Pentru că am ajuns în Câmpul Lung, de aici plecăm înapoi în Pitești, la lui, să lăsăm niște chestii și așa. Cred că dorm în mașină atunci eu. Bă, nu uitați de challenge-ul nostru, că trebuie să ne trecem pe site la abonați. Și a zis Bisoi că dacă facem 300.000 de abonați anul ăsta, îmi dă mie mașina. Așa a zis, nu vă păcălesc. Și hai să-l așteptăm să se întoarcă să vedem ce mai avem de făcut. Nu e ușor să fii șoferul lui Bisoi, pentru că din dreapta l-am văzut cum a apăsat de câteva ori frâna și e bine că e și el atent cu mine la trafic. Bă, nu mă așteptam să fie Piteștiul atât de aglomerat. Bă, foarte mulți oameni. Dacă îmi dai răspunsul la asta, îți rămâne și sarul toată luna. Haide. Într-o mașină. Ok. Sunt așa. Doi adulți în față, okay. Doi copii în spate, dar în total sunt trei copii. Adultul din dreapta e însărcinat. Femeia din dreapta. Nu, nu este. Poți să-mi zici nu. Sexul lor? Nu. Nu contează. Nu contează. Poate fi și. E copilul din interiorul cuiva. Nu. Gen, nu sarcină. Știi nu. Vorba aia, copilul din mine? Ce? Bă, voi dacă știți, scrieți răspunsul în comentarii. Dar lasă, că până scrii, trebuie să zici tu. Nu-i logic. Într-o mașină sunt doi copii și doi adulți. Copiii sunt în spate, adulți în față. Da. Și în total sunt trei copii. Da. Dar în față sunt doi adulți. Dar în față sunt doi adulți. Sunt trei copii în spate și nu l-ai pus pe unul la socotare că mi-ai zis glumă. Nu știu. Dar gândește-o logic, nu te gândi să zici multe căcaturi. Bine. Doi adulți în față, doi în spate. Doi adulți în față, doi copii în spate. În total trei copii. Și în total sunt trei copii. Nu știu, verișorul meu, haide zi. O să mă oftic zic? Rău. Da, o să mă oftic rău. E sigur. Da, haide. Deci în spate sunt doi copii, da? Da. În față doi adulți. Unul e în portbagaj. În dreapta este un bunic, iar la volan este copilul bunicului. Este trei copii. Wow! Mamă! Nu m-am gândit. Băi, eu cu cât stau cu tine mai mult, eu atât devin mai înțelept. Doamne ferește, de ce s-ar putea ce...
Băi, oamenii care mă cunosc pe mine din comunitatea mea, crezi că Bisoi e o influență bună sau proastă pentru mine? Mamă, chiar vreau să văd asta. Și eu sunt foarte curios. Ți se tare că poți să o conduci așa și aveți greutate pe asta, pe asta, pe asta, pe asta, pe asta, pe asta. Bă, dacă mai ești trist, am copt gluma asta. Fii atent. Dacă mai ești trist că ai plătit 9 milioane, acum că ți-am și adus aminte. Bă, mi-am și uitat. Bag un pumn. Peste aici că mai ai plătit 5 milioane aici. Adevărat? Da. Mamă, e bine că ai nu, scuze, 35, 30. Bag un pumn de te trimit știi unde? La cimitirul Vesel. Băi. Ok. Eu să opresc. Atât. Atât am vrut. Gata, eu sunt... Acum hai să parcăm. Hai să parcăm. Unde parcăm? Oriunde, în loc. Te capă tine, gata. Sunt fericit, ești vreo. Asta a fost momentul pe care l-am așteptat tot vlogul. Asta am așteptat. Eu de asta sunt aici. Gata, mă, și detailing-ul corespunzător la mașină. Ce? Cum e, Petruț? Cum ești? Te-ai îndrăgostit iar? Tare, rău, dar du-te acolo la rege. Regele care s-a ocupat de toată treaba asta. Bă, arată superb. Bă, te îndrăgostești iar de ea. Mă rog. Aici nu se numește, puțin, mai un pic de apă, dar... Aici nu, aici am schipat eu. Transpirat. Transpirat un mic. Hai, tu conduci până acasă, da? Misiune completă, am ajuns în Cosmopolis fără să pocnesc mașina, cum ai zis, Bisoi, de 200 de ori pe vlogul ăsta. Bine, a fost aproape. De câte ori? 14 ori. De 14 ori? Dar am ajuns acasă. Mă rog, mă duc, îmi las asta, duc pe Bisoi acasă. Abonați-vă, apăsați like. Hai să-l întrecem pe site la abonați. Money line, I'ma run it in.